Am revenit cu un nou live, de această dată din zona Parcului Municipal Vest. De aici puteți vedea fumul care este încă degajat de incendiul de la Ecoburn, un incendiu care a izbucnit în această noapte. Sunt 13 ore de când pompierii se luptă cu focul și încă nu au răzbit. E bine, discutam cu ei ceva mai devreme și îmi spuneau cei de la ISU Prahova că sunt slabe șanse ca incendiul să fie lichidat în totalitate până mâine. Așadar, o intervenție de cel puțin 24 de ore, poate mai bine de 24 de ore, în care vor încerca să lichideze în totalitate incendiul de la Ecoburn. După ce incendiul va fi lichidat, urmează cercetarea, vom afla și din ce cauză a izbucnit acest incendiu. Aveți transmisiunile de pe Observatorul Prahovean din această dimineață, chiar de la câțiva metri de incinerator. Au fost mobilizați peste 50 de pompieri pentru a lupta cu flăcările. Vă spuneam că nu au reușit și sunt slabe șanse. Despre cauze s-au vehiculat câteva ipoteze. Una dintre ele ar fi un act sinucigaș al unui bărbat care ar fi dat foc acolo unor butelii. El a trecut de poartă, le-a păcălit pe cele de la poartă, de la intrarea în curte și a reușit să pătundă în incinerator. Aceasta este una dintre variante. O altă variantă ar fi o aprindere accidentală greu de crezut. Am mai auzit despre autoaprinderi pe timp de ploaie. Cert este că incendiul este chiar în hala în care sunt depozitate materialele care ar fi urmat să fie incinerate, în acest incinerator cu veșnice probleme. Sunt 4.000 de metri pătrați, poate peste 4.000 de metri pătrați cuprinși de flăcări. Și trebuie să știți că acolo sunt deșeuri de la spitale, sunt uleiuri minerale, din câte am văzut. Va fi o anchetă amplă, pentru că am văzut că s-au mobilizat și cei de la Garda de Mediu, vorbim despre Garda de Mediu la nivel național, pentru că în Prahova rezultatele controlelor gărzii de mediu, aici o să discutăm în detaliu în aceste zile pe Observatorul PH.ro. De altfel, colegii mei au publicat astăzi câteva materiale asupra cărora, dacă autoritățile s-ar apleca cu atenție, are și o mare poveste cu un scandal fără precedent în Prahova. Momentan este liniște, ba chiar în ciuda avertismentului ANM că acest nor toxic, evident, în urma arderilor deșeurilor se îndreaptă către București, cei de la Garda de Mediu Prahova te dea un comunicat că n-au înregistrat depășire la poluare la niciun indicator. Este posibil să fie avut aparatele de monitorizare în direcția opusă. Este drept că vântul a dus fumul spre București, din fericire nu spre Ploiești. Așadar, cu alte detalii vom reveni și pe parcursul acestei seri, dar și mâine, vă repet, pompierii vor avea de luptat cu focul de la Ecoburn, probabil până mâine în cursul zilei, pentru că este foarte greu de stins, plafonul s-a prăbușit. Se acționează și pe deasupra și printr-o intrare laterală a clădirii, însă pompierii nu pot pătrunde în incindă, unde sunt stivuite deșeuri și pe o înălțime de 10 metri și există riscul ca pompierilor să le fie pusă viața în pericol.